Bună seara! Bine v-am găsit! Astăzi nu o să țin un speech despre viață, deși am pregătit unul și o video mi-o tăiat peste calcule. Mi-au zis că trebuie să vorbesc despre public speaking. Așa că astăzi o să vă împărtășesc despre o experiență de-a mea din public speaking, pe care am înțeles-o în momentul în care am început să pregătesc acest speech pentru voi. Și primul lucru ce s-a întâmplat a fost că m-am înscris la Speaker Elite. Cine a auzit despre Andy Secchi? Bănuiesc că majoritatea știți despre el. Am avut ocazia să țin un speech în fața lui Andy și să primesc feedback direct de la el. Moment pentru care m-am pregătit, am fost mai mulți oameni în sală și eu am fost lăsat la urmă ca și speaker. Au fost înaintea mea vreo 6 oameni și exact înainte și așa de-a minute. Și acum. Și înainte să ajung eu să ies în față, au început întrebările legate de publicul ostil. Și întreabă cineva, dar dacă, cum faci? Și vreau să vă zic, oricum aveam emoții, da? Stăteam pe scaun în primul rând și îmi ziceam, liniștește-te, Andy dă feedback excelent, îți ajută această experiență, n-am urât pe nimeni, n-am mâncat pe nimeni, te rog frumos, liniștește-te, urmezi imediat, ești în față. Și eram, după fiecare întrebare, cu zgomotul în mine, vreau să vă zic, a ținut 20 de minute sesiunea respectivă de întrebări. După 20 de minute, eram terminat. Titirez pe scaun, dacă să sunt așa ceva. Creșteau emoțiile și deși teoriile le știam foarte bine și îmi ziceam, liniștește, te calmează-te. Știți cum e? Este cineva care are emoții? Se amplificau pe măsură ce trecea fiecare secundă, fiecare întrebare. Și ajungeam, deși v-am zis că înțeleg toate teoriile din spate, puteți să le citiți în cartea mea, pe care nu o găsiți încă la ieșire, pentru că este în lucru, dar... Aveam niște emoții, care nu reușeam să le stăpânesc. Într-un final, când am ieșit pe scenă, am început să intru și eu în ritm. Și am început să vorbesc din mine, nu din emoțiile mele. Vreau să vă întreb acum, dacă există cineva în sală care are emoții înainte să iasă în față? Aici, m-am liniștit. Este cineva care are emoții negative uneori? Puțin, nu noi, alții. Mai am o întrebare. Câți dintre voi aveți momente importante în viață? Câți dintre voi aveți emoții înainte de aceste momente importante? Și acum vă întreb, este firesc să ai emoții atunci când ești în față? Este firesc că atunci când urmează să dărâiești o bucată din tine să ai emoții? Într-un fel sau altul? Întrebarea este totdeauna, nu dacă ar trebui sau nu ar trebui să am emoții. Întrebarea este, ce înseamnă emoțiile respective? De fiecare dată când facem ceva în viață care contează cu adevărat, în urma căreia viața noastră se schimbă în noi, în alții, ceva în conjuncturile noastre, avem emoții. Inevitabil. Cei care n-au emoții, n-am ce să zic, unii zic autocontrol, alții zic autodisciplină. Eu zic că dacă ești pe scenă și n-ai emoții, n-are rost să fii acolo. Știu că sună dur, poate sună absurd pentru unii, dar dacă acel moment în care tu transmiți anumite lucruri către ceilalți, dacă acel moment în care tu oferi o anumită valoare celorlalți nu vine cu emoții, las-o baltă. E important în momentul ăla să te întreb, ceea ce fac eu aici, chiar contează pentru mine? Chiar contează ceea ce fac? Chiar îmi pasă de ceea ce ofer? Și dacă aveți de transmis informații și n-aveți emoții, dacă aveți de oferit o anumită valoare celorlalți și n-aveți emoții, vă rog din suflet, trimiteți un mail. Faceți un PDF. Faceți un PowerPoint, orice. Nu țineți discurs. Nu țineți prezentare. Inclusiv cei care lucrați în vânzări, cei care faceți prezentări de produse sau orice altceva, dacă nu aveți emoții în acel moment, înseamnă că acel moment chiar nu este important pentru voi. Înseamnă că acel moment chiar nu o să schimbe nimic în viața voastră. Și atunci de ce să o fac?
De ce să îmi petrec timpul și să ocup timpul altora cu ceva care pentru mine personal nu are valoare? Ce aș vrea să vă detaliez astăzi, ce înseamnă aceste emoții de fapt? Emoțiile noastre dinainte de speech, din timpul speech-ului, spun două lucruri extrem de importante. Extrem de importante. Prin intensitatea lor și prin natura emoțiilor pe care le avem. Și anume, intensitatea emoțiilor ne spune cât de important este pentru mine acel moment. Dacă am emoții intense, înseamnă că acel moment este pentru mine cu adevărat important. Înseamnă că îmi pasă de rezultat. Am emoții mici, înseamnă că probabil o să mă simt bine și o să mă distrez, dar rezultatul este așa și așa. Întrebați-vă de fiecare dată și spuneți-vă în minte, în momentul în care aveți emoții, oare ce important e momentul ăsta pentru mine? Nu, Doamne, ce emoții am! Și asta e varianta. Al doilea lucru pe care ne spun emoțiile, în funcție de natura lor, este cum îmi percep publicul. În momentul în care eu am emoții negative înainte să ies pe scenă, puțini aveți așa ceva, dar unii mai am și mai puțin ați zică mâna. Pot să știu că dacă am emoții negative, într-un fel sau altul percep publicul stil. Într-un fel sau altul am senzația că ăștia o să-mi facă ceva. Nu știu ce, dar s-ar putea să vină cu ceva. Și mai este încă o variantă, încă o întrebare. Ce anume am de răspuns? În momentul în care am emoții negative înainte să ies pe scenă și în spate tremur, ceva din mine spune în felul următor. Ăștia o să te atace, o să-și dea seama că nu e suficient de bun, nu e suficient de pregătit, n-ai citit destule, nu te-ai pregătit, poate este unul care știe mai mult și mai departe. Emoțiile pozitive înseamnă, wow, da, ăștia sunt prietenii mei, am niște lucruri de povestit, eu sunt relaxat, ofer o anumită valoare, dați-mi mie dacă vreți, fraților, asta este. Și emoțiile mixte aduc o combinație între cele două. Este acel moment în care majoritatea celor care vorbesc sau predau ajung, în care ieși în față și știi care este adevărul meu. Ajungi în față și spui, ăsta e adevărul meu, vi-l prezint, ăsta sunt eu. Public speaking-ul este ca și striptease-ul de compreție. Doar că este mai rău. Pentru că oamenii nu se uită la corpul tău și la mișcările tale, ci se uită la ce e în sufletul tău. Și în public speaking nu poți să-i minți. Poți să dai informații false, poți să oferi o grămadă de prostii pe lângă, dar ce e în sufletul tău și cine ești tu acolo, o să știe fiecare. Și recomandarea mea este ca înainte să ieșiți pe scenă, să țineți minte două lucruri existențiale. Unul este... Nu este nevoie să fiu perfect. Este ciudat să fiu perfect. Ați văzut ceva perfect în lumea asta? Știți de ce? Că nu există. Nu există. Este ciudat să ofer un speech perfect în care nu fac nicio greșeală. Este ciudat să nu poată cineva să-mi dea 4 pagini A4 de feedback cu un speech. Este ciudat. Tot ce pot să ofer, ceea ce sunt eu și vin cu tot cu greșelile mele și cu defectele mele. Și a doua idee este că totdeauna o să fie cineva în sală care se crede mai deștept decât tine. Aia care sunt cu adevărat mai deștept decât tine o să tacă pentru că au fost pe unde ești tu. Aia care o să comenteze, o să te atace, o să pună întrebări, să vă uitați la cu multă compasiune acele persoane, pentru că ei au nevoie mare să-și dovedească superioritatea. Pentru că nu au. Așa că puteți să vă relaxați. Nu este nevoie nici să fiți perfecți și totdeauna o să fie câte unul care se uită așa și... Și suntem oameni. Și o să fim oameni până la capătul vieții noastre. Pentru că nu avem cum să scăpăm asta. Dacă uitați un picuț în jur, toate ființele biologice au reacții emoționale. Dacă o plantă nouă, cum trebuie, o să aibă o reacție emoțională. O să se ofidească. La fel fac și animalele. La fel facem și noi oameni. Nu avem cum să scăpăm de asta. Nu avem cum să scăpăm de emoții. Dar putem, dacă vrem, să le folosim. Putem să le folosim în interesul nostru și în interesul celorlalți. Pot să-mi folosesc emoțiile pentru a crește pe mine și pot să-mi folosesc emoțiile pentru a crește pe alții.
Și singura noastră treabă ca și speaker în orice domeniu, în orice vânzare, în orice discuție cu mai mult de două persoane, este să creștem. Să creștem și să creștem. Și să oferim cât de mult putem din noi, imperfecți, neștiutori, necitiți, inconștienți, dar cu tot sufletul nostru. Vă mulțumesc!